să se calculeze cosinus de 180 de grade minus x, știind că cosinus de x este 1 pe 3. Cum nu ne spune dacă unghiul este în primul cadran sau în al patrulea și așa mai departe, vom aplica formula cos de, 100, de alfa minus beta, vă readuc aminte formula, care este egal cu cosinus de alfa ori cosinus de beta, plus sinus de alfa, sinus de beta. Prin urmare, cos de 180 minus x este cosinus de 180 ori cosinus de x, plus sinus de 180 de grade ori sinus de x. Unghiurile acestea de 180 de grade pot fi gândite ca unghiuri în cel de-al doilea cadran. Haideți să vedem cum transformăm aceste unghiuri ca să le aflăm valorile din primul cadran. Avem formulele de reducere la primul cadran, în care vedem că cosinusul în cel de-al doilea cadran este negativ, deci vine minus cosinus, iar un unghi din cel de-al doilea cadran în primul se scade din 180, deci obținem cos de 180 minus 180, adică egal cu minus cos de 0 grade. Cât face cos de 0 grade? Ne uităm în tabelul de valori al funcțiilor trigonometrice și observăm că cosinus de 0 grade este 1 și cu minusul din față minus 1. Ce mai aveam aici? Aveam sinus de 180 de grade. Analog, sinusul cel de-al doilea cadran, iată, este pozitiv, deci este plus sinus de, și avem aceeași regulă de transformare, 180 de grade minus 180 de grade, egal cu sin de 0 grade. Cât este însă sinus de 0 grade? Iată, este 0. Prin urmare, formula noastră, cos de 180 de grade minus x egal cos de 180, care este minus 1 ori cosinus de x, deci este minus cos de x, plus sinus de 180, care este 0, ori sinus de x. 0 ori ceva este 0, este minus cos de x. Ia să vedem ce ne dă problema. Exact pe acest cos de x, deci 1 pe 3 și cu minusul din față, prin urmare l-am aflat pe cos de 180 minus x. Să se calculeze sinus de 135 de grade. Problema aceasta o putem face în foarte multe metode. Haideți să notăm cu E mare acest unghi. Metoda 1. La metoda 1 să observăm că 135 de grade, de exemplu, este 90 de grade plus 45 de grade. Da? Și atunci cum putem să vom folosi formula sinus de alfa plus beta, deci sinus de suma a două unghiuri este egală cu sinus de alfa ori cosinus de beta plus sinus de beta ori cosinus de alfa. Să ne reamintim valorile funcțiilor trigonometrice pe unghiurile elementare. Avem, deci, sinus de 135 de grade egal cu, deci în loc de alfa îl vom lua pe 90 de grade, în loc de beta pe 45 de grade, deci egal cu sinus de 90 de grade ori cosinus de 45 de grade plus sinus acum de 45 de grade ori cosinus de 90 de grade. Cât este sinus de 90 de grade? Observați, este 1, deci egal cu 1 ori cosinus de 45 de grade este radical din 2 pe 2, plus sinus de 45 din nou radical din 2 pe 2, ori cosinus de 90 de grade, care observați este 0. Prin urmare, egal cu radical din 2 pe 2. Metoda a doua. Unghiul de 135 de grade care mi se dă nouă este în al doilea cadran, deci este între 90 și 180 de grade. Vom reduce, deci, unghiul nostru la al doilea, la primul cadran. Cum vom proceda? Formulele de reducere la primul cadran sunt următoarele, deci vom avea sinus de 135 de grade, ceea ce ne dă problema, da? Este egal cu, în primul rând ne uităm ce semn are sinusul în al doilea cadran, sinusul este pozitiv, deci egal cu plus, sinus de, iar în unghi din cadranul 2 nu se transformă prin formula alfa trece în 180 minus alfa, deci este sinus de 180 minus 135 de grade, deci egal cu sinus de 45 de grade. Ne uităm în tabelul de
valori, sinus de 45 de grade egal cu radical din 2 pe 2. Da? Metoda a treia, observăm că că 135 de grade se mai poate scrie ca 270 de grade supra 2. 270 de grade este cine? Este limita, haideți să o marcăm aici, este limita între cadranul 3 și 4. Prin urmare, unghiul respectiv îl putem gândi fie în cadranul 3, fie în cadranul 4. Este aceeași formulă de reducere. Și avem, în primul rând, deci sinus de 135 de grade egal cu sinus de, deci 270 de grade pe 2. Vă reamintesc formula sinusului unghiului pe jumătate. Sinus de un alfa pe 2 este radical din 1 minus cosinus de alfa, totul pe 2. Da? Evident, plus sau minus depinde de semnul lui sinus în acel cadran. În cazul nostru, iată, în cadranul, fie în 3, fie în 4, sinusul este negativ, deci vine minus radical din, plus, mă scuzați, pentru că unghiul nostru este în cel de-al doilea cadran, da? Deci radical din 1 minus cosinus de 270 de grade, totul supra 2, și egal cu radical din 1 minus cosinus de 270 de grade. Atenție, îi folosim, în primul rând, cosinusul este în cadranele 3 și 4, cosinusul, observați că fie putem să-l reducem, să zicem, în primul cadran, nu contează ca semn că e plus sau e minus, e la limita cadranelor, el este egal prin formula de reducere, să zicem, de la cadranul 3 în 1, este cosinus de 270 minus 180, care înseamnă cosinus de 90 de grade, cosinus de 90 de grade, cât este? Este 0. Prin urmare, cosinus de 270 de grade este 0. Deci vine radical din 1 minus 0 pe 2, egal cu radical din 1 pe 2, sau 1 pe radical din 2, care prin amplificare cu radical din 2, iese radical din 2 pe 2. Observați, și prin a treia metodă ne-a ieșit aceeași valoare. Să se calculeze expresia cosinus de 30 de grade, haideți să o notăm cu un A mic, să spunem, deci cosinus de 30 de grade plus cosinus de 60 de grade plus cosinus de 120 de grade plus cosinus de 150 de grade. Și această problemă putem să o rezolvăm în foarte multe moduri, fie putem să grupăm cosinus și în diverse moduri și așa mai departe. O să preferăm să reducem aceste unghiuri mari, deci mai mari ca 90 de grade, la primul cadran, adică la unghiurile dintre 0 și 90 de grade. Formulele de transformare sunt date alături și avem. Haideți să luăm pe rând. Cosinus de 120 de grade. Observăm că unghiul de 120 de grade, fiind în al doilea cadran, cosinusul este negativ, deci este minus cosinus de. Iar unul din al doilea cadran în primul cadran se reduce prin formula 180 de grade minus alfa. Deci 180 de grade minus 120 de grade egal cu minus cosinus de 60 de grade. Îl lăsăm așa pentru moment, dacă e cazul, după aceea mai târziu îl transformăm, îl calculăm explicit pe cos de 60 de grade. De asemenea, cos de 150 de grade, unghiul de 150 de grade, fiind ca și cel de mai sus în al doilea cadran, este minus cosinus de 180 minus 150 de grade, egal cu minus cosinus de 30 de grade. Haideți să vedem cine este numărul A. A egal cu cos de 30 plus cosinus de 60. Cos de 120 era cine? Minus cosinus de 60. Cos de 150 era minus cosinus de 30 de grade. Observați că nu mai avem nevoie să le calculăm. De ce? Pentru că cosinus de 60 de grade se reduce, cos de 30 de grade se reduce, prin urmare A mic egal cu 0 și cu aceasta problema s-a încheiat.